două bucăți mari. Alege, n-au fost văzute, n-au fost observate. De câte ori s-a trecut pe aici, nu i-a văzut nimeni. Chiar și eu am trecut zilele trecute, dar n-am dat de ei. Uite cât de bine, mare au crescut. Nu cred că mai sunt ceva de făcut cu ei, dar numai să vi arăt. Bă, nu mă vine. O bucată ce-a rămas aici. Ce vorbe. Erau curate. E curat, de fapt. Sau te-o și pe doilea. Ce vorbe. M-a și murdărit. Am o mezială acum. Mai e ceva aici. Dar nu. A doua zi, nu? Asta e tot ziua. Da. O ulghiuță frumoasă aici. Și sănătoase. Astea, vezi, ce sunt gustoase. Chitoace de la negri. Multe aici. Uite, așa. Uite pe asta ce mare și frumoasă e. Da. Mai e o hulughiță frumoasă încolo, dar e mâncată de mergi. Hai să vedem ce mai ascunde aici zona. Hulughițe frumoase aici. Au început să se facă ulughițele de câteva zile și se culec. Cer să iasă, așa, sunt o lughiță aici. Stau apa acum. Și rețin și apa și umezeala. Da, o să culeg câteva cu lughițe de aici, că tot sunt. Uite, lughițele astea le-am cules aici, numai de pe bucățica asta. Atât, în dreptul căldării. Deci, sunt, e invazie de hulughițe. Invazie, deci s-au făcut așa, bine. Hai să culegem și vă arăt la urmă cât am cules și de unde am cules. Pe bucata asta am umplut căldarea. Și ăștia de jos. Nu mai am unde pune deja, mă duc la mașină să-i pun în altceva și vin să mai culeg, că sunt mulți, este invazie, v-am spus. Veniți la cules. Deci sunt, nici nu alegi, nu obosești. Pur și simplu doar te stai pe bucată de loc și uite așa îi culegi unul lângă altul. Uite ce frumos era ăsta, camuflat aici. L-am văzut așa mai de la distanță.
Super, super sănătos. Deci aici este locul ăsta. Hulughiță lângă hulughiță. Deci toată linia asta, toată bucata asta, numai hulughiță. Toate sănătoase. Mă le scot din pământ. De sub frunze. Să mă dau la cules aici și apoi să vă mai arăt ce mai găsesc și ce este aici în zona asta. Că e prea frumos. Hulughițele astea sunt preferatele mele. Au un gust foarte, foarte, foarte bun. Și una mai încolo. Sunt multe aici. Cu atunciile culeri așa. Pe toate. Încet, nu-i treabă. Și căutăm că zona asta este plină. V-am spus, este invazie de hulughițe. Hriebii 1, 2, așa aici, acolo, s-au cam terminat timpul lor, dar o să apară alții, cu siguranță. Hai să fim atenți ce mai găsim. Și vă arăt și vouă. Uite la aici cât de mare crescut ăsta, n-a fost deranjat de nimeni. Ăsta mare și sănătos. Ce zici? Fim atent aici, să vă mai fie cu siguranță. Auzi, ce sănătos e asta? Uite-o. Și cu siguranță pe aici mai sunt. Fiu atent că mai sunt. Îi caut pe aici că e locul lor, se pare. Uite-l ăsta ce frumos era aici. Uite. Să fiu atent că pe aici trebuie să fie și alții. E prea frumos locul pentru ei. Loc prielnic de hripi. Da, așa ca la terminare, pentru ultima sută de metri. Uite pe ăștia doi ce frumos creșteau aici. Așa în linia, uitați-vă. Unul aici. Și unul partea aia înainte. Da. Super. Super. Superbi. Pierdem un doi. Superb, superb. Hai să fiu atent că pe aici trebuie să mai găsesc.
te las acest sănătos aici. La drum. Deci nu departe. Super. Hai să fim atenți aici că mai sunt și alții. Cu siguranță. Uite aici hulughițele alea frumoase, vezi? Trei una lângă alta. Și mai sunt. Și mai sunt. Aici, să fiu atent. Uite, lasă cât e de frumos. Aici crescut. Uite. Nu? Să fiu atent că pe aici mai sunt. Bravo! Ia uite, ce frumos că te-au aici. Cum să-i găsești? Cam frumos. Sănătos, nu? Ce frumos. Și unul cu ușa lângă ea. Fratele lui Geamă. Uite ce frumos! Hai să fiu atent aici, că aici mai sunt. Uite ce frumos aici, cât e de frumos. Ai, cum să-i ratez? Să fiu atent aici pe linia asta, că sigur mai sunt. Sigur. Căutăm așa, frumos. Uite aici doi, nici n-ai văzut cum să-i vezi. Uite ce frumos o scos capul din frumos. Ia uite. Și să-l iau așa pe lângă. Cu siguranță mai sunt. Am zis că s-a terminat sezonul hribilor, dar nu s-a terminat sezonul hribilor. Nu ai cum, hribi sunt încă, în continuare. Și a mai fost un pic de ploaie, va fi iarăși invazie de hrib. Cu siguranță îi găsim. Da, și acum a doua tură. Cât am cules, mă duc la mașină să-i las. Și o să intru să mai culeg, că văd că încă se poate, încă sunt. Nu? Să încep așa, a căuta pe aici, că mai găsesc până la mașină, mașină am aici aproape și o să încep să ajung la ea, să-i pun în mașină și mă duc să culeg alții. Sunt și păcat să nu culegem. Uite la ce frumos e asta. În arătură, chiar la drum. Nu? Să fiu atent aici cum mai sunt. Uite, a doi aici. Doi frumoși, wow!
super. Doi frați gemeni. Și unul l-am aici. Deci prea frumoși ăștia. N-ai cum să nu-i vezi. Ia uitați. Cred să mă uit că pe aici mai sunt. Uite-l ce frumos e ăsta și sănătos. Uite-l cum crește aici. Și ce culoare faină are. Ia uite. Să fiu atent pe aici că mai sunt. Cu siguranță mai sunt, că nu-i vezi prin frunzele astea și nu mă scot așa cioculețul, tot să fii atent. Da, hai să fim atenți și să-i culegem, că e păcat să-i lăsăm. Ia uite aici cât e de frumos ăsta. Și partea asta lantă de drum. Încă unul, la fel de frumos. Ia uite. Să fiu atent, că pe aici sunt și alții, cu siguranță. Sunt și hrebi. Am zis că nu, că a trecut vremea, dar uite că nu le-a trecut vremea. Ei încă sunt și sunt rămași. Acum cresc. Da, hai să căutăm. 4, 5, unul lângă altul. Ia uite. Ce vorbești? Negri ca pământul. Și după aceea încă unul aici. Ia uite. Frumos și ăsta. Să fiu atent că pe linia asta mai sunt. Cu siguranță mai sunt. Să fiu atent că e cam locul lor. Bade locul lor. Da, hai să fim atenți și să căutăm. Că sunt și pe aici. Asta ce frumos era aici mare. Să căutăm aici, că mai sunt. Încă se fac hribi. Sezonul hribilor, primul sezon, ciclul 1, nu s-a terminat încă. Deci continuă să se facă, ne surprind. Să spun așa ce frumos e aici. Frumos crește el! Se duc așa frumos în sus. Trebuie să fie mulți aici. Câte unul, câte unul și îi scoatem la iveală. Nu? O, trebuie ce mare. Așa. Mamă, ce frumos. Plăcuță. Și cum ce trebuie să mai fie? Fim atenți. Nu? Super, super. Trebuie să mai uităm atent în zonă cum mai sunt. Uite-l la asta ce frumos e. Și pe aici trebuie să fiu atent că... Asta sunt.
frumoasă zona. Se pare că e locul lor. Le priește hribilor. Hai să-i căutăm, să-i scoatem la drum. Ah, am făcut și a treia tură. Super, super, super ok. Am oprit să-mi beau cafeluța. Așa la termostura asta. Și trag sufletul așa. Mai profit de aerul ăsta curat de pădure. Și uite, la treia tură pe bucata asta ce am cules. Nu? Frumos, ce spuneți? Se merită, nu? Am vrut să fac și o poză. Un foto. Da, e super ok. A fost frumos și ziua de astăzi. Mai mult că am și profitat de aerul ăsta curat. Vreme super, super, super frumoasă. Am cules ribi, am cules ulughițe, grupa mare. E în vaze de ulughițe. Și are multe sunt. Și a fost super. Stau să-mi termin cafeluța și mă duc acasă. Iar dumneavoastră, pentru că ați stat până la finalul acestui clip, nu uitați să apeși butonul ăla de like, clopoțelul ca să fii notificat când pun postări noi, abonează-te, comentarii, tot ceea ce vreți și vă mulțumesc pentru apreciere și pentru susținere. Mulțumesc și celor la ce veți veni de acum încolo pe canalul meu. Da, zi bună, sănătate și vă aștept și pe voi la cules de ciuperci. Uite pădurea, deci tot ce vedeți aici e numai pădure. Și încolo, și încolo, și încolo, și în spatele meu, în față și tot așa, stânga-dreapta, numai pădure și plină de ciuperci. Ok, zi bună, vă aștept la cules de ciuperci.